Procurorii DNA au pus sechestru pe una dintre casele lui Victor Ponta în dosarul Tony Blair, în care fostul premier este urmărit penal alături de Sebastian Ghiță în legătură cu vizita lui Tony Blair în România. Procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe una dintre casele lui Victor Ponta pentru a recupera un prejudiciu de peste 200.000 de euro. Măsura vizează doar una din locuințele fostului premier, nu și alte bunuri ale acestuia, ori ale deputatului Sebastian Ghiță, care este și el cercetat în dosarul numit Ponta Ghiță Blair. Potrivit anchetatorii, Ponta ar fi primit suma de 220.000 de euro de la Sebastian Ghiță pentru a-l pune pe omul de afaceri drept candidat pe listele PSD la alegerile din 2012, într-un colegiu electoral în care formațiunea politică să aibă certitudinea că va obține mandatul pentru care candidează. Ponta ar fi primit cei 220.000 de euro de la Ghiță prin intermediari. Banii au fost folosiți pentru a organiza vizita fostului premier al Marii Britanii, Tony Blair, în România, prin care Ponta vrea să câștige capital electoral în condițiile în care urmau să aibă loc alegeri locale și parlamentare. În schimbul acestei sume, Sebastian Ghiță a fost pus pe listele electorale PSD și a dobândit calitatea de deputat în Parlamentul României. Victor Ponta a fost audiat de către procurorii DNA și pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile în luna septembrie a acestui an. Acesta este acuzat de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și complicitate la infracțiunea de spălare de bani. În același dosar a fost pus sub control judiciar și Sebastian Ghiță, acuzat de complicitate la spălare de bani.